Salutare lume, bine ați revenit la un nou video cu cumpărăturile din piața de vechituri. Nu știu cât de frecvent o să fie făcute videourile cu plimbarea, nu prea am avut chef de filmat, dar oricum astea o să fie videourile cu cumpărăturile, evident dacă găsești ceva interesant. Și ia să vă arăt ce am cumpărat weekendul acesta, sau weekendul care a fost. Voi începe cu aceste Nintendo-uri, un DS Lite care arată destul de ok. Încă nu l-am testat complet, dar bateria ține ok, nu am capac. Și l-am luat împreună cu acesta verde, care iară bateria ține foarte ok, are și căpăcelul ăsta aici, dar nu am stilus la el, iar balamalele țin ok, trebuie să-i testez și sloturile, acestea aveau și cardurile acestea și acesta, dar nu-l recunoaște, zice că nu-i bun cardul din interior, nu știu de ce, poate că e prea mare, știu, cred că e o limită de 2 giga sau ceva de genul. Așa, acestea le-am mai luat împreună cu un DS Lite care nu-i funcțional, l-am mai pus în video, toate trei au fost 300 de lei, dacă am mult pe ele, dar no, asta e. Nu mai vreau să lase din preț și chiar arată destul de bine. Așa, ia să mut eu acestea, încurcă. CD-urile cu muzică vi le arăt la mai final, la mai final. Nu știu că la mai final, ce Dumnezeu e la mai final. Am mai luat așa, două PS1, un PS1 Slim și un Fat. Da, nu sunt funcționale. Ăsta nu învârte de fel discurile. Nici nu se deschide ușa, că e ruptă la balama și destul de jegos. Cât e bine se vede. Așa. Ăsta împreună cu ăsta. Ăsta se deschide ok, dar nu primește curent. Posibil să fie unitatea optică bună în el, va trebui să o testez. Acesta a fost 30 de lei, iar celălalt tot 30 de lei, le-am luat din același loc. De unde am mai luat și chestia asta, acum e desfăcut, tot un DSi, l-am luat mai mult pentru baterie și căpăcelul din spate, bateria e chiar ok. Ăsta a fost 10 lei. Acum cât să înceară și omul ăla pe jumătate de consolă. La jocuri nu prea am avut noroc, ce am văzut interesant, eu cerul 50 de lei pe un joc, dar nu se merită, nu dau atâta. Și acum o să vă arăt și muzică, chiar muzica mi se pare super ok ce am găsit. Ceva rap german, mai multe CD-uri, Cool Savas, un mixtape, așa, ăsta încă nu mi-am dat seama încă ce albumul, încă nici nu l-am ascultat, urmează, așa, și ultimul CD e acest Lil Kiki, Platinum in the Ghetto. E un album de Dirty South, chiar sună super ok, e din 2001 parcă, o să vă pot scoate asta de aici, nu știu, scoate, alea la alte degeaba vi le arăt că scrie în germană. Da, din 2001.
Sună destul de bine. Da, pe partea de muzică chiar am mai văzut și alte CD-uri, dar și la alea mi-au cerut mult, așa că nu o să dau, numai dacă chiar merită, dau mai mult. Cam astea au fost achizițiile. Mai slăbus pe partea de jocuri. Da, asta e, câteodată găsești, câteodată nu. Eu sunt mulțumit cu partea de muzică. Chiar vreau să am ceva albume de muzică rap german. Mai am câteva, dar nu foarte multe și nu știu germană, dar sună destul de ok. Adică știu, înțeleg, dar nu foarte bine. Na bun, cam ăsta a fost video, astea au fost achizițiile, nu foarte multe. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi video. Salut!